Traficanții au închiriat o cabană în acest loc izolat din munții Bihorului, în satul 10 Hotare din comuna Șuncuiuș. Doi interlopi români din Oradea, doi columbieni și un israelian au amenajat un laborator clandestin unde extrageau cocaina dintr-un amestec cu cafea. Este primul de acest tip descoperit la noi în țară. Pe 1 iulie, columbienii au adus 6 kg de cocaină cu avionul, iar ca să înșele vigilența autorităților, au amestecat drogurile cu cafea. Polițiștii spun că un astfel de amestec e greu de detectat pe aeroport, chiar și de către câinii antidrog. Partea grea urma, traficanții trebuiau să separe cocaina de cafea. Cetățenii columbieni care au fost depistați la fața locului au avut un rol dublu în această organizație, pe lângă rolul de cărăuși și rolul de chimist, întrucât aceștia erau singurii care cunoșteau rețeta secretă pentru a putea extrage cocaina disimulată în produsul din cafea. Pentru a separa cocaina de cafea, traficanții și-au procurat diverse substanțe chimice, acetonă, benzină și vase de extracție. Pe 10 iulie, polițiștii au intrat peste ei. Jos. Patru dintre membrii grupului infracțional organizat, fiind surprinși în plin proces de extracție a cocainei din cafea pe cale chimică și fiind astfel identificat pe teritoriul României, primul laborator de extragere secundară a cocainei. Valoarea de piață a cocainei depistate este de aproximativ 200.000 de euro. Cocaina extrasă din amestecul cu cafea era destinată pieței de consum din România. Traficanții au fost arestați pentru 30 de zile.